amintesc că era un băiețel care o chema Felix, era în grupă cu mine. Și în camera noastră era șobolan, că l-a mușcat. După care l-a dus la spital, a murit. Am simțit și în patul meu, am țâmpat. Mă amintesc și acum popușa cu roții care mergea. Am ascuns așa de bine. Am ascuns-o sub sătiat după usă. Am tăiat sateaua, am tăiat sateaua și am băgat de sub. Că mi-a plăcut mult popoșa aceea. Și m-a pătut, spune neascuns-o, m-a răscolit tot în paturi. Și-o găsit până la urmă. Mă punea întotdeauna pe mine să fur mâncarea și până să le duc la dulapul lor. După aceea, el mergea cu mâncarea acasă. Mă simțeam prost că fur de la alții. Și eu nu prea vroia, dar mă bătea. Am avut tristul prilej să vizitez casa de copii abandonați și cu handicap de la Popești, județul Iași. M-am îngrozit, pur și simplu. Am plecat bolnav de acolo. Cunoșteam parcul și conacul de pe vremea când aici era un rai. Aparțineau principesei Olga Sturza. În parcul acum părăginit, sălbăticit, casa era transformată într-un fel de pușcărie, gratii la ferestre, cu bare de fier la uși. În camera goală, o ceată de fete și băieți de vârste diferite, cu zdrențe pe ei, mai mult goi, urlând ca animalele captive, flămânzi, ca lupii când urlă la lună, ceva înfiorător. Îți provocau, la început, groază, apoi milă, gândindu-te că sunt totuși oameni, semeni de-ai noștri. Interesându-mă atunci, am aflat că sunt în județ 8 astfel de case sau școli pentru copii cu handicap și că sunt o sursă frumușică de venit pentru oameni fără suflet. Nu mi-am putut închipui asemenea torționari cum erau cei în slujba instituției de la Popești. Condiții proaste, cred că și acum e la fel, nu, mai, ca să o dăm pe bune așa, așa, acum e tot așa. Același sistem? S-a schimbat și să schimb, dar aburile nu se schimbă. Care după ce ajung din noi, am luat bataie, dacă nu ne mădărâm pe haine, că veneau ele hitură, ne batea și ne întreba de ce v-a schimbat anii între voi. Că eu am schimbat la haine, că mi-era frică ca să nu mă bate și tante Veta a ținut în minte că ne-a schimbat haine, spunea, de ce ai schimbat haine? Și apoi ne-am pus înapoi să ne schimbăm haine. Ne-a bătut la fel și tantileanul la fel, tot așa, dacă ne mândărim, ne bătea cu bătul gros, cu coadă de mărți, cu fiare, ne bătea pe noi. Eram mai mulți copii, 90 de copii, am stat toți la spitalul Popești de Triași, am stat la oală, în noapte ne trezea la baie, din pat ne bătea, ne ținea toată noaptea la oală, până a doua zi. Și ele au uitat din noi să ne ridice de pe oală și ne-a lăsat acolo. Și noi am înțepenit acolo și am dormit acolo. N-am avut traumă acolo la Popești și frică pentru că n-am trăit prin bătăți, prin chinuri. Nu a fost bine deloc pentru ei. Pentru că au presă interesate. Era o unitate care era aparținie de spitalul de copii. Bine, poate acolo era altă problemă, că spuneți să fac așa, dar aici se spune și altfel. Era o doamnă care era asistentă șefă. Tante Jana. Și cum era? Bun, tare. Dar mă, de unde știi că e Tante Jana? Știi de Tante Veta. Știi de Tante Veta. Foarte bine, eu tare am iubit, cât de negru era, eu l-am iubit. Pe cine? Pe copii. Am făcut la 90 de copii, la 80 de copii singurii, că e educatoarea pleacă acasă. Tanti Veta, că cea mai afurisită. Tanti Veta spăgea cel mai mult pe toți? Cel mai mult. De ce? Ce făcea Tanti Veta? Vinea, când venea dimineața, trântea ușa, trezirea animalilor. Așa ne striga. Și cum suporta mai departe cu voi? Aceea a fost cea mai era în grupa mijlocie,
cea mai urâtă amintire am. Pentru că copiii când se uita pe geam, că vedea că vine tanti Veta, începea să plângă. Spunea, vine tanti Veta, cea mai rea. Dar condițiile de acolo, cum erau? Foarte bune. Mâncare era? Foarte bună, foarte bună mâncare. Și suplimente, și mâncare, și de toate cele era. Veneau străinii cu ajutoare? Nu. La preventorul din Popești, fosta secție de neuropsihiatrie pediatrică a Spitalului de Copii Sfânta Maria, au lucrat ca infirmiere sau îngrijitori peste 30 de localnici. A trecut aproape un sfert de veac de când s-a desființat, însă pe cei mai mulți dintre ei nu încearcă nicio remușcare, iar minciuna continuă să fie un mod de viață. Poate doar de sub straturile de tencuială și vopsea ale castelului să mai răzbată durerea și suferința copiilor, pentru cei care vor să le audă. Erau femei care furau mâncarea din fața noastră, ne băteau nopțile când ne puneau la culcare, ne făceau niște injecții din astea de dormit. Timp de iarnă erau geamuri fără geam, fără sticlă. Fără sticlă. Deci ultima geam era de la o ușă. Și de la camera noastră nu erau. Dormeam în camera aia cea mai mare. Erau numai 10 paturi. Și toți copiii erau acolo aruncați? Eram câte 4 persoane, 2 la așa și 2 la picioare. Furturii erau zilnici și am descoperit personal că se întâmplau o noapte, când depozitii care noi umplam veneau goliți și abusuri asupra copiii erau repetați. Mai multe ori am încercat să vorbesc cu doamnele care bateau copii, spunând oare de ce foloseau această metodă. Și ele spuneau că așa făceau cu copiii lor și cu asta basta. Cred că cel mai urât moment în care a fost tratată la orfelinat, la Popești, a fost când într-o noapte am fost lovită foarte puternic la cap și am pierdut foarte mult sânge. Iar a doua zi, educatoarele și copiii s-au speriat când au văzut sângele pe pereți și am ajuns și în spital, crezând lumea că am murit. După aceea, un alt moment foarte, foarte teribil a fost când am fost înguiată într-un dulap din fier, împreună cu alți copii, nu mi-am amintesc numărul de copii cu care am fost înguiată. Și nu am amintesc nici cât timp a fost încuiat acolo. Dar cred că când a deschis dulapul, cred că am leșinat. Era o fată, Manuela. Da, minte? Da. Cum era Manuela? Foarte bună, era o fată mai deșteaptă și era Manuela. Și a terminat la medicină, știți? Brava, e. Dar ea avea o prietenă, una, Elena, care n-avea talpa piciorului. Da. Lenuța, da, cum? Lenuța, vai, e vorbea e pe nas, așa. Da. O leacă, așa, și foarte bine. Vai, nu m-am mai televizat. Totodată ne ducea la plimbare. Și eu rămâneam întotdeauna ultima. De ce? Pentru că picioare, când aveam protezii. Până în 1995 nu ai avut protezii. Nu, n-am avut protezii. Am mai avut, de la nieți mi-a făcut, mă amintesc. Codulam numai puțin, că aveam papuci faini și mi le-au furat doamnele. Doamne, au furat protezele tale? Nu, papuci de la proteze. Papuci de la proteze. Și când ai învățat să mergi? Ca pe la 8 ani, în pătuț, în grupa mică. Pe la 8 ani. Până atunci, acum nu mergeai? Am stat în pat, când ne ținea în pat, nu prea ne priba ăștia că nu mergea. Deci a fost o perioadă de care vă amintiți cu bucurie. Da, cu foarte bună bucurie. Și am câștigat bani frumoși. O pensioară mică, dar îmi pare bine că o am. Dacă n-aș avea, m-am mâncat cânești.
Mai știți ceva de copiii ăia, ce s-au ales de ei? Eu luat salvarea, le-au dus prin preventor, prin stațiuni de aici, și nu mai dămăși. Dar m-au zis că erau șobolani, că mureau de foame, că nu. Îi spălați cu furtunul. Nu e adevărat. Eu spălam cu mâna, toate le spălam cu mâna copiii, nu era guzan, nu era nimic, era curățenie, foarte mare curățenie. Dar noi avem imagini de atunci. Da. În aprilie 1991, la preventoriul din Popești, exista o anume soră medicală șefă, un fel de Maica Tereza a diavolilor, având studii de 7 clase primare plus 2 de profesională și care teroriza întreg stabilimentul. Sora Jana își exercita teroarea atât asupra personalului, care într-un fel îi era dator, căci majoritatea angajaților îi erau rude, asupra celor 91 de copii și asupra a 3 tinere din Milano, aparținând unui ordin catolic, venit aici cu intenția de a avea grijă de acești copii năpăstuiți de soartă. Personalul spitalului era insuficient și atunci italienii s-au gândit să angajeze pe banii lor încă 8 infirmiere luate din sat. Au fost însă apostrofați și amenințați de sora Jana Saftei cu tăierea capetelor. Nimeni nu avea voie să pătrundă în acest cerc al morții. Am auzit, nu eram atunci, că s-a mai necat unul într-o, era o groapă de mizerie, o scurzie. Era la baie și mic, mare, nu știu precis cum era, dar s-au necat acolo în mizerie. Da. Nu regretați nimic din ce a fost atunci? Nu, foarte frumos a fost. Foarte tristă, eram foarte tristă când m-a lăsat mama mea. Sute de copii au ajuns în astfel de orfelinate din județul Iași, apărute în jurul anilor 70 ai secolului trecut. Deși fac parte din istoria recentă și mulți dintre cei care le-au administrat încă mai păstrează amintiri din acele vremuri, refuză acum să dea orice fel de informație. Se consideră vinovați fără vină și nu vor să îndepărteze vălul care ascunde ororile din aceste instituții ale statului. Nimeni nu s-a interesat și n-a încercat să schimbe soarta acestor copii. După desființarea orfelinatelor, nimeni n-a mai vrut să afle ce s-a întâmplat cu ei. Cei mai mulți au ajuns la spitalul de psihiatrie din Grajduri, iar alții încă trăiesc pe străzi. Doar câțiva au văzut lumina de la capătul tunelului. Totul a început în 1991, când Ștefania de Cezare a venit la Popești cu un grup de voluntari din Milano. Atunci era absolventă de educație fizică și profesoară la o școală din Roma. Un an acolo a fost un an cum fi luptând cu moare de vânt, dar în același timp aveai o bucurie imensă când vedeai copiii aceștia care începeau să râd, să zâmbească, să vorbească italiană, poate ca prima limbă. După un an, intervenția noastră a eșuat complet și am trebuit să ne întoarcem în Italia. Și după câteva luni, eu personal nu am reușit să reiau viața în mână cum era înainte și am visat să pot să fac ceva. După un an trăit în iadul de la Popești, Ștefania nu a mai reușit să se regăsească în viața tihnită de la Roma. Nu putea uita și nu putea merge mai departe după ce a cunoscut coșmarul celor aproape 90 de copii abandonați și bolnavi, fără nume și fără zile de naștere, fără iubire și fără speranță. A revenit în România, iar pe 26 octombrie 1993 a creat prima casă de tip familial, pe strada Zorilor, numărul 18. Cu ajutorul directorului de la Direcția de Sănătate Publică din Iași, doctorul Mihai Frasin, a reușit să scoată din orfelinatul de la Popești primii 14 copii și să-i ducă la Casa Barbara, printre ei Elena, Ștefania și Manuela. Într-o zi cu soare, a început un zis așa, un mini război între lumină și întuneric, cum s-ar zice, când această persoană minunată a încercat să ne scoată din orfelinat. Eu parcă eram într-o mașină mică când m-a luat de la orfelinat. Dar când să ieșim, nu prea voiau să ne lese, că s-au format un lanț lung de oameni care se țineau de mână să strâns, să nu ne lese să ieșim din acest iad.
Sunt momente cele mai frumoase. Făceai când făcut spuneam școală? Când spuneam noi, nu mai ne duci la Popești, da? Și ați făcut, ai făcut școala, clasa 8-a? Prima profesională, clasa 5-8, după aceea iar profesională, comercial bucătar. Comercial bucătar. Atunci am, mi-am dat seama. Ce te-ai dat seama? Că sunt normală, că nu am probleme. A venit mama Ștefiu și m-a adus. Și l-a luat? Fericită. Când ai văzut cât te ia de acolo, ai crezut că o să-ți fie mai bine, că o să se schimbe lumea ta? Eram așa de... Credeai? Eram foarte fericită. Așa de bucuroasă eram. Așa a început mama Ștefi să reclădească viețile acestor copii. O provocare uriașă, pentru că abuzurile suferite, traumele, dar și negarea, i-au lăsat asemenea unor suflete pustiite. Personalul de acolo suporta într-un mod foarte agresiv și impunător. Era numai o femeie de serviciu în timpul nopții și era în statul de ebrietate. Era o... Deci ziua copilului era aproximativ acesta, rimaneau pe o patură și se legănau toată ziua și veneau bătuți dacă se mișcau din patura respectivă. Noi am încercat să facem diferite jocuri, activități educaționale și am văzut pur și simplu acești copii renascând încet, încet. Începeau să zâmbească, să fie extraordinar de afectuoși. Și, sincer, a fost o experiență cu o intensitate de iubire maximă. Terapia individuală de integrare senzorială este susținută de Carmen Scripcaru, care de 20 de ani este trup și suflet alături de copiii, tinerii și adulții din Asociația Ilchico. Acum este momentul când se dedică doar lăcrămioarei. A cunoscut în vara lui 1999 la secția de neuropsihiatrie infantilă din Bivolari. Am intrat într-un spațiu în care toți copiii erau turnși zero, nu-mi dădeam seama dacă sunt fete sau băieți și aveau mari nevoie de afecțiuni. Singurele cuvinte pe care le-am auzit au fost mama, mama, ia-mă acasă, cei care puteau zice un cuvânt. Ceilalți se agățau de mine, ochii lor ziceau tot oarecum. Lăcrămioara, intrând în mașina noastră un pic speriată, pentru că oarecum eram niște persoane străine pentru ea, avea niște ochi luminoși, extraordinar de luminoși și noi am înțeles că ea, sau sufletul ei, își dădea seama de schimbarea teribilă care se întâmpla în viața ei. Deodată ajungea într-un loc în care în sfârșit era în siguranță și mai ales iubită. Cuvântul cheie în toată activitatea noastră, iubirea pe care noi am încercat să le o insuflăm și să o descoperi și în ei înșiși, pentru că ei la rândul lor descoperi că și ei reușește să iubească și asta este un lucru extraordinar. La fizioterapie am întâlnit-o pe Manuela. Sub privirea albastră și luminoasă ascunde un trecut terifiant. Este printre primii copii salvați din orfelinatul de la Popești și prima beneficiară de la Ilchico, care a absolvit Universitatea de Medicină, specializarea kinetoterapie. Acum este secretară asociației, asistent personal și voluntar de câte ori este nevoie. Dintr-un copil neajutorat, abandonat singur, am ajuns să fiu un om mare, să ajut semenii din familie. Manuela locuiește cu încă trei surori din casa familială într-un apartament din Iași. Mărioara duce cu sine traumele copilăriei petrecute în orfelinatele de la Popești și Miclăușeni. Acum însă este un om care se întreține singur și își poartă de grijă. În urmă cu 11 ani s-a întâmplat ceea ce părea de neimaginat. S-a angajat la o brutărie din oraș unde muncește și acum. Eram foarte menționată. Că... Speriată. Nu speriată. Emoționată doar? Dar știam să modelez, că modelarea o știam când m-am angajat. Și acum cum e? Ești sigură pe tine? Da. Ești mulțumită de salariu? Da, o să mulțumită. Și ai strâns ceva bani? Ce vrei să faci cu banii? Ce ți-ai dorit tu să ai? Ce-ți dorit să-mi fac o casă.
În timpul filmărilor, Carmen tocmai sărbătorea împlinirea a 33 de ani. De 18 ani este în grija asociației, iar acum lucrează la o patiserie. Anii de terapie și consiliere au ajutat-o să se descurce singură și să împartă salariul pentru cele necesare. Și Maria lucrează la un atelier de încălțăminte din Iași de peste 4 ani. Acum are 35 de ani și jumătate din viață a încercat să supraviețuiască în orfelinatele din Miclăușeni, Huși sau Bivolari. Acum are puterea să zâmbească oricui și să spere că visurile îi se pot împlini. Ce ți-ar mai trebui ție în viața ta? Și am o familie, îmi doresc foarte mult, să schimba foarte mult. Familia mea. Vrei să ai copii? Da, da, îmi doresc foarte mult. Ce le-ai oferit tu copiilor tăi? Tot iubirea care am învățat la familia asta. O iubire, o iubire, nu știu cum. Așa, cum am învățat și eu la ei, așa să învăț și copiii mei. Au fost salvați din iad, dar nu-și uită trecutul. Poate vor găsi puterea să ierte. Dar sigur vor merge mai departe. Sunt poveștile de succes de care toată lumea vrea să audă, în speranța că se vor da uitării dramele petrecute nu cu multă vreme în urmă. În martie anul acesta, Asociația Ilchico a încheiat un protocol cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului pentru a cerceta abuzurile de la secția din Popești. Icmer are în vedere 26 de astfel de cămine, iar la 4 dintre ele, Cighin, Păstrăveni, Siret și Sighetul Marmației, procurorii de la Parchetul General au deschis deja dosare penale și urmează trimiterea în judecată, deocamdată in rem. Numai în aceste patru cămine, numărul victimelor a copiilor decedați se ridică la peste 1100, iar dacă ar fi să facem o evaluare în mare a ceea ce s-a petrecut în perioada comunistă, numărul victimelor atinge cel mai probabil câteva zeci de mii. După ce s-a desființat în 1994, din cei peste 90 de copii de la orfelinatul din Popești, marea majoritate a ajuns la spitalul de psihiatrie și măsuri de siguranță din grajduri, condamnați și închiși fără de vină. Alții trăiesc fără de speranță pe străzile din Iași sau chiar din Popești. Prea puțini își mai aduc aminte de ei și își mai doresc să se facă dreptate pentru niște copii pe care nimeni nu i-a iubit. Multă lume spune, ai sacrificat copii, viață, tinereță, dar mulți nu înțeleg. Poate am venit toți în lumea aceasta pentru a manifesta iubirea lui Dumnezeu și în afară de biserici sau culturi. Deci Dumnezeu e în asemenea noștri și eu l-am găsit în acest copii și sincer m-ar dori că toată lumea să intre în aceste instituții, să privească acest copii și acest tânăr sau persoane cu dizabilități sau bătrâni abandonați și să găsească Dumnezeu lor în acei oameni și garantat viața lor s-ar schimba și avea un sens, poate unicul sens pe care suntem noi aici pe pământ.